Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică, iată-ne și astăzi în casele dumneavoastră, alături de un ansamblu care inspiră, care exprimă frumusețe, tinerețe, culoare și mult talent. Din nou vine în casa dumneavoastră ansamblul Drușcelile Bârsa, cu mult drag și voie bună, și speră să vă îmbucure inimile și sufletele cu jocurile și cântecele lor populare, tradiționale zonei și comunei pe care o reprezintă cu mult drag. Și au reprezentat-o de asemenea la multe concursuri la care au participat și s-au bucurat de câteva premii importante. La concursul La Izvoare, concurs județean, susținut la Ineu, locul 2. La Poalele Bârsei, concurs național, susținut chiar în comuna lor, comuna Bârsa, locul 1 și premiul de autenticitate pentru frumoasele costume pe care le poartă. Drag mie cântecul și jocul, concurs național, susținut la Gherla, județul Cluj, locul 1. Ansamblul este condus de doi oameni care, fără de ajutorul și susținerea lor, poate nu ar fi fost posibile toate aceste lucruri frumoase care li s-au întâmplat. Este vorba despre instructorul coregraf Todică Ladislau Ioan și de coordonatorul, domnul primar al comunei Bârsa, domnul Ciev Avram. Le mulțumim tuturor, atât lor cât și părinților lor, pentru toată susținerea pe care o au îndeaproape din partea acestora și le mulțumim că astăzi au răspuns afirmativ invitației noastre și iată, ne calcă din nou pragul, așa cum spuneam încă de la început, cu mult drag pentru frumos, cu mult drag pentru cântec, cu mult drag pentru tot ceea ce înseamnă autentic. E foarte important ca și edil al acestei comune să susțină un astfel de ansamblu și nu putem decât să-i mulțumim domnului primar pentru că și astăzi este alături de noi și ca de fiecare dată acești tineri se prezintă, așa cum îmi place mie să spun, la înălțime. Cinste lor, cinste vouă și sper să ne revedem în emisiuni cu mare, mare drag cât de des se poate, pentru că a promova tinerii este practic cel mai bun lucru pe care noi, moderatorii, oamenii de televiziune, îl putem face. Și să știți că discutam înainte cu colegul meu care e în regie astăzi și spuneam, măi, să știi că poate nu sunt atâți interpreți tineri în județ cât sunt în comuna Bârsa. Pentru că astăzi o să avem ocazia să ascultăm foarte mulți tineri talentați și o să vi enumăr pe toți soliștii pe care îi veți auzi astăzi. Este vorba despre Cristi Crișan, Maria Condia, Denis Mariș, Mădălina Matcău, Lucian Miclea, Bianca Ilia, Flavius Ana, Roberta Tomșa și Vanina Rus. Cu siguranță o emisiune de excepție, o emisiune în care cei care ne vor privi și ne vor urmări, cu siguranță se vor simți bine și își vor aduce aminte de tinerețile lor. Așadar, insuflăm acest mesaj tuturor tinerilor, nu doar celor din Bârsa, veniți înapoi către artă, veniți înapoi către tradiție și luați exemplu acest ansamblu și dumneavoastră, cei care ne urmăriți în aceste momente. Poate că ați văzut sau poate că nu, am aici lângă mine trei fete frumoase foc. Două dintre ele au mai fost alături de noi. Am văzut că s-a apropiat, de fapt sunt patru acum, dacă mă uit bine la televizor. A venit alături de noi și Maria. Dar o domnișoară tânără și frumoasă nu a mai fost aici la noi în emisiune și aș vrea să o întreb cum o cheamă și câți anișori are. Ne spui cum te Adelina cheamă? Adelina Roșca Clara. Vai, Clara, ce nume frumos ai! Și câți anișori ai tu? 5. 5 ani! Ați văzut, dragi telespectatori, are 5 ani și un costum extraordinar de frumos și mândră că-i româncuță. De unde vii tu? Unde stai tu, la Bârsa? Nu, la Iașmaș. La Hășmaș! Și e frumos acolo la voi, la Hășmaș? Da. E frumos. E cald la Hășmaș? E frig. E frig, nu? Nu, m-am gândit eu. Am crezut că la Hășmaș e mai ca în Thailanda, acum e mai cald. Nu e așa de frig ca la noi. Și cum îți place ție aici la noi în emisiune? E frumos, așa-i? Da. Am văzut că tu știi să și joci tare bine și sper să-mi și joci mai târziu un pic cu ansamblu. Da. O să joci, așa-i? Na, foarte bine. Mă bucur, draga mea, că ai venit în emisiune și ne mai povestim noi. Ne mai povestim astăzi? Da. Bineînțeles. Așa cum vă spuneam, tinere frumoase, deja probabil că ați văzut-o lângă Adelina, pe frumoasa noastră, așa mi-e drag să-i spun, de fiecare dată îmbrăcată într-un costum nou, de fiecare dată cu mare atenție vine aici și cu multă pioșenie. Ăsta e lucru care cred că îmi place cel mai mult la Roberta, pioșenia ei și poate și modestia. Roberta Tomșa, o
Tinerică frumoasă foc de acolo de la Bârsa, care astăzi este într-un costum excepțional. Bine ai revenit, Roberta, la Arad. Bine v-am regăsit. Mă bucur că, uite, și astăzi ni te-ai alăturat nouă să cânți telespectatorilor noștri. Vreau să-mi spui de unde ai tu costumul ăsta absolut superb și cununa asta minunată. Costumul mi l-a făcut babi și bunii. Așa. Cum o cheamă pe babi? Fiță. Așa, babi Fiță, nu? Da. Și cununița? Am cumpărat-o. Ai cumpărat-o. Foarte frumoasă. Ca de regulă. O tinerică extraordinar de bine îmbrăcată. Și aș vrea să-mi spui dacă știi, nu știu dacă știi tu sau dacă le-ai numărat, mai ții tu minte cam câte costume ai pe acasă? Da. De astea, pentru acum am 10. Așa. Și pentru când sunt mai mare am 5. Bravo. Deci bunica a avut grijă și de viitorul tău, numai de ce se întâmplă acum. Ați văzut? Așa, așa se face, așa se face cu un artist. Avem grijă de toată dezvoltarea lui. Foarte bine, Roberta, abia aștept să te aud cum ne cânți astăzi. Așadar, dragii noștri, așa cum vă spuneam, sunt foarte mulți tineri astăzi alături de noi. Tot alături de noi este și Vanina Rus. Bine ai revenit, Vanina, la Arad. Bună ziua și bine v-am regăsit. Și Maria ni s-a alăturat nouă, pentru că ea este interpreta care ne va cânta următoarea piesă. Maria Condea, mă bucur că astăzi ești alături de noi. Și dacă vrei să faci dedicații celor dragi, te ascultăm cu mare atenție, după care îți ascultăm și cântecul. Dedic toată emisiunea părinților, prietenilor, unchilor, mătușilor și tuturor celor care mă cunosc. Așa să fie. Pentru toți cei care te cunosc, noi te invităm alături de colegii tăi, alături de dansatori, să cânți piesa ta frumoasă, timp în care, bineînțeles, să dedic toată această emisiune. Să vedem. Pentru prietena Roxana Negru din Nădab, din partea lui Zorin Ban. Alo, bună ziua! Bună! Alo, bună ziua, Ioana! Vă ascult cu mare drag! Ei, nu se poate! Prima! Cu drag, emisiunea Hora Mare. Multe bucurii la toți cei din platou. Mulțumim frumos! Mă bucur că am intrat prima, fata mea. Și eu mă bucur, să știți că ăsta e mare noroc. Dar mulți ani cu sănătate, bucurii, îi dorește de ziua nașterii domnului profesor Miron Dumitru, familia și colegii și familia Drăgoi. La mulți ani de ziua nașterii, unui băiat deosebit, se numește Mihețe Eugen, urarea este din partea mamei. Multă, multă sănătate familiei Anghelescu din Șimant. Doamne ajută! Îi dorește familia Drăgoi, colegii lui Monica și colegii de facultate și colegii de liceu. Dumnezeu să le dea bucurie să ne mai vedem cu bine. Să ajute Dumnezeu! Mare și Imi Gașpar, Cati Helu, Ana Olaru, Lenuta Tudor, Maria Cosma, acestor fani ai muzicii populare, să aibă numai sănătate și bucurii, să ne auzim mulți ani de acum înainte. Iar ție și la Ioania Habului, să vă dea Dumnezeu bucurii să ne încântați cu emisiunea voastră. Doamne ajută, dragă! Să ajute Dumnezeu pe toată lumea! Vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase pe care ni le spuneți de fiecare dată și eu vreau să doresc familiei Anghelescu multă sănătate și lui Moni, și lui Deni, și lui Fabian, să aibă Dumnezeu grijă de ei, să-i facă bine și să-i întărească, să treacă peste greutățile vieții și de ce nu să ne vedem într-un cadru mai fericit în scurt timp. Dumnezeu să vă ajute! Toată emisiunea pentru toți prietenii mei, Grații, Grațian, Ghiță Onofrei, Moțiu Mihaela, Gianina, Sidor și în special pentru partenera mea de dansuri, Ilia Bianca. Pentru domn profesor Zau Raul, toată emisiunea, mulțumesc pentru tot, sunteți un om deosebit, se semnează Zorin Ban din ansamblul Drușerile. Aș dori să dedic cântecele din această emisiune părinților mei, le mulțumesc că mi-au dat viață și m-au crescut cu dragoste, bunicilor mei, unchilor, mătușilor, verișorilor pe care iubesc și îi pup, familiei Groza, familiei Covaci, familiei Tudur, cărora le doresc multă sănătate, domnului primar Avram Ciev, doamnei viceprimar Luminița, cărora de asemenea le mulțumesc pentru susținerea, partenerului meu Ban Zorin, care mi este alături și familiei lui, le doresc multă sănătate și tot ceea ce își doresc să se împlinească. Nu în ultimul rând, doamnei diriginte Dragoș Violeta, colegilor și coleguței mele dragi Larisa, vă pup și vă mulțumesc că îmi sunteți alături în fiecare zi. Iar din partea noastră, pentru toți cei amintiți aici, o melodie în dar muzical cu Maria Condea. Thank you.
mulțumim frumos Mariei și rog pe tinerii dansatori să se pregătească, pentru că o să urmăriți în cele ce urmează un dans din partea lor. Bună ziua, felicitări, Adriana Cristur din Hunedoara, duminică plăcută! Bună ziua, sunt Florin din Olari și vreau să dedic toate melodiile fiicei mele Lorena, nevestei mele Luminița, nepotului Alin și familiei mele. Vă mulțumesc! Mult succes pentru Maria Condea, mulți pupici din partea lui Evelina și Manu. Dedic întreaga emisiune pentru toți nepoții mei, Dacian, Andrei, Denis, Alexandru și Damian, și să le cânte Luci Miclea. Bună, sunt Florin din Olari și vreau să dedic toate melodiile fiicei mele Lorena. Bună ziua, felicitări pentru emisiune, mulțumim frumos! Pentru Dani Cira din Tisanoa, la împlinirea 42 de ani, am dori o melodie. Cu siguranță. Am dori o melodie pentru toți cei care vă urmăresc în acest moment. Cu mare, mare drag o să selectăm o melodie. Haideți să vedem ce dans urmează. Așadar, se pare că tinerii ansamblului Drușelele din Bârsa au pregătit în cele ce urmează pentru dumneavoastră un dans local. Haideți să îi urmărim împreună. Vizionare plăcută!
Foarte frumos acest dans, vă mulțumim frumos pentru el. O să-l invităm pe Denis Mariș un pic lângă noi, pentru că el urmează să ne cânte următoarea piesă. Denis, acum nici nu te-am lăsat să-ți tragi un pic sufletul direct, încep cu dedicațiile. Înainte de a ne cânta, aș vrea să te întreb dacă vrei și tu să dedici piesele tale celor dragi de acasă, celor care te îndrăgesc și te urmăresc. Aș vrea să dedic tuturor părinților mei, unchilor mei, colegilor mei din ansamblul Drușcelile și tuturor celor care mă cunosc. Așa să fie pentru toată lumea. Tu te-ai apucat destul de recent de cântat, așa? Nu-i un obicei vechi de-al tău? Da. De cât timp ai început să cânți? De un an. De un an. Spor la treabă, îți doresc încă de pe acum să-ți dea Dumnezeu mult noroc să realizezi ceea ce ți-ai propus și te invit alături de colegii tăi să ne cânți piesa ta, timp în care voi mai da citire câtorva mesaje, dar nu înainte de a spune. Alo, bună ziua! Bună, doamna Ioana! Bună ziua, vă ascult cu mare drag! Imi de la Arad. Mă bucur să vă reaud! Păi, cu o mică întârziere, dar la mulți ani de Ziua Internațională a Femeilor. Mulțumim din suflet! Pentru întreaga grupă care este acolo dintre femei și pentru toate fetele de acolo. Mulțumim, mulțumim frumos! Și pentru domnul doctor care l-a operat pe taic meu și tatele meu sunt pe șire cât mai grave și mamei mele la mulți ani de Ziua Internațională a Femeilor. Și așa să fie. Pe 24 are ziua de naștere tatăl meu. La mulți ani! La echipă la VSTV. Vă mulțumim frumos pentru urarele, la fel și pentru dumneavoastră, sănătate, bucurii și tot ceea ce vă doriți să vi se întâmple. Acum, dragii noștri, vă invităm să-l ascultăm cu toții pe Denis Mariș. Frunzuliță, foi de tei, lai la la la, lai la la la. Uite mândră în ochii mei, lai la la la, lai la la la. Vei vedea că nu-i putea, la 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 la. Iubește pe altcineva, la 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 la. Vei vedea că nu-i putea, la 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 la. Iubește pe altcineva, la 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 la. Cămașă neagră, lai la la la, lai la la la. Că a lui față-i mai dragă, lai la la la, lai la la la. Cal meu păr e castaniu, la 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 la. Oricui dragă-i pot să-i fiu, la 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 la. Cal meu păr e castaniu, la 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 la. Oricui dragă-i pot să-i fiu, la 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 la. La 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 la, mândruța mea se avântă, la 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 la. De la munte este onor, la 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 la. După mândra mor de dor, la 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 la. De la munte este onor, la 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 la. După mândra mor de dor, la 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 la. La 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 la, cura ca de lămâiță, la 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 la. Tocmai ca mea mândruță, la 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 la. Cura ca de lămâiță, la 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 la. Tocmai ca mea mândruță, la 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 la. Cura ca de lămâiță, la 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 la. Tocmai ca mea mândruță, la 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 la.
ați avut ocazia să urmăriți un dans frumos de pe Valea Acrișului. Le mulțumim dansatorilor. Și aici eu aș vrea să o întreb pe Adelina și după aia și pe Roberta. Ce notă crezi tu că merită dansatorii pentru dansul ăsta? Nota primește. Primită îi? Cât? 10? 10. 10. Nota 10 merită, Roberta, și tu crezi că merită nota 10? Da, și mai mult. Și mai mult, 10 cu steluță, foarte da. Bine, ca la școală. Așadar, bravo, juriu a eliberat nota 10 pentru voi. Pentru că Vanina urmează să ne cânte următoarele două piese. Vanina, aș vrea să te întreb câteva lucruri. Eu știu că tu te-ai pregătit cu doamna profesor Mărora Miclea, dacă nu mă înșel. Da. În continuare mergi la lecții de canto la doamna profesor sau ai terminat? Nu, în continuare. Nu, un an. Colaborezi și cu grupul vocal Sunt Zienele? Da, desigur. Acum marți vă merge la Consiliul Județean împreună cu Sunt Zienele. Foarte frumos, mă bucur. Se vede acolo unde își pune amprenta doamna Mărora Miclea, cu siguranță există talent. Vanina, ce piese ai ales tu astăzi pentru noi? Iubește-mă, bade tu și Mândre fete hălmăgene. Din repertoriul Sunt Zienelor, momentan eu nu mi-am făcut. Ai tot timpul înainte, ești tânără, ești frumoasă, ești talentată, așadar viitorul e de partea ta. Vrei să dedici piesele cuiva drag? Da, părinților mei, pentru că mă susțin în tot ceea ce fac, bunicilor, prietenilor, prietenului meu, verișorilor, primari Mihăiță, Daru și Sergiu, domnului primar din Bârsa, Ceva Avram, colegilor atât de la Liceul Teoretic Sebiș, cât și de la școala, de la Centrul Cultural și tuturor celor care mă cunosc. Așa să fie pentru toată lumea, pentru toți cei care te cunosc și te susțin. Te și invităm alături de dansatori să te pregătești să ne cânți piesele tale, timp în care vom mai da citire câtorva mesaje din partea instructorului Todica Nelu, soția Nicoleta, nepoatelor Adelina și Mădălina, pentru toată familia lor se dedică toată această emisiune. Alo, bună ziua! Sărut mâna, Ioana, dragă, la bună vegere în soba mare a vestului de țară din Arad. Bună, Imi, dragă, mă bucur să te aud și în această duminică. Mă bucur și eu din suflet și mult succes prichindeilor, copilașilor, care vă mulțumesc dumneavoastră din suflet că v-ați gândit să invitați la început de primăvară. Mult noroc, drag. Succes în viață. Și mă bucur din suflet că te-ai gândit la asemenea vlăstare ale folclorului, pentru că și tu ai trecut prin asta. Așa este, așa este. Multă sănătate ție, familiei tale, soțului și celor dragi, Dumnezeu să îți dea multă sănătate că te-ai gândit la asemenea fapte bune, pentru că e o primăvară care trebuie să poartă semne bune pentru ei. Le doresc mult succes, sănătate în viața familiară, artistică și cea școlară. Așa să fie. Pentru tot ceea ce faci și tu și Ion Bodicianu, colegului, că fără dânsul dumneavoastră nu ne-am putea auzi, vedea și așa mai departe, vă mulțumesc din suflet. Astăzi, 15 martie, foarte bunul prieten Mihai Stepanescu, primarul municipiului nostru Reșița, își servează ziua de naștere. Urăm la mulți ani sănătate, fericire și începând de astăzi începe și luna pădurii. Nu e așa că domnia așa s-a fost și directorul Direcției Silvice Caraș-Severin. Numai bine se potrivește, la mulți ani prietene Mihai. Este un om deosebit de milioane pentru mine. Trebuie să salutăm și prietenii noștri. Pe doamna Elena Drăgoi, tanti Cati Herlog, Rodica Bodran, doamna Mărioara Cardoș de pe la Oradea, Luci Cojocaru, Elena Tudor, mama lui Lili Cosma, doamna Maria și toți ceilalți de pretutindeni care sunt. Împreună cu soția mea, Mari, vă doresc o primăvară frumoasă, salutând o bună prietenă, Tanța din Rovinar de Gorj și Tanța care mă ascultă, o bună prietenă în Gorj, acolo, care se află la Timișoara, acolo. Eu vă doresc emisiuni cât mai bune și salut și pe Lucian Drăgan, mulțumindu-i din suflet că s-a conectat pe pagina mea de socializare, se știe. Emisiuni bune și vă doresc multă, multă sănătate. Vă țuc de nu vă vedeți. Sărut mâna, sănătate. Îți mulțumim tare mult, Timi, pentru cuvintele tale, așa cum îți spun în fiecare duminică. Într-adevăr, ne bine dispui și nu există duminică în care să lipsești. Mă bucur că, iată, ne ești alături de fiecare dată. Bună, sunt Lorena și vreau să dedic toate melodiile pentru bunii și moșu, tati, mami, Tuța și Alin și pentru toți colegii de școală și doamne învățătoare. De la Horia, de la Toma, Viorica și Sabin, felicitări doamna Ioana pentru emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Împliniri și succes pentru Vanina Rus din Cărand și Maria Condea și ansamblului Drușelele din Bârsa, din partea admiratoarei Geta Rus din Cărand. Vanii, Dumnezeu să-ți ajute. Mulțumesc, doamna Luguzan, cu multă, multă plăcere.
Tu ești o floare, tu ești un vis, tu ești o zână în paradis, tu ești dragostea părinților, tu ești fala bunicilor și a noastră a tuturor, dragă Roberta, te pupă cu drag, tu și Nuții. Roberta, se pare că încep iar mesajele pentru tine. Pentru Roxy, multă fericire și noroc, Otilia, Cati din Buteni. Pentru Medana Rus, multă sănătate și cei mai buni în viață. Mama Teodora și Doru, te pupăm și te iubim. Dedic toate melodiile de azi pentru Anca din Chișlaca, din partea unui prieten. Dedic întreaga emisiune pentru toate prietenele mele și să le cânte Luci Miclea. Cu ocazia zilei de naștere a tatălui meu, îi urez toate cele bune și multă sănătate și aș dori o melodie cu dedicație pentru el. Din partea familiei lui, Lili, Roxana, Alina și Cornel. Vă mulțumesc! La mulți ani, iubita mea Isabela, dacă ar fi posibil, ți-aș dărui o stea, dar nu pot, astfel îți dau inima mea. Un buchet din cei mai gingași ghiocei și toate urările de sănătate, fericire, prosperitate și toate melodiile acestei minunate emisiuni cu ocazia zilei tale de naștere. Cu multă dragoste, Ghiță Taloș din Covăsâns, Arad. Cu ocazia zilei de naștere a tatălui meu, îi urez toate cele bune și multă sănătate și aș dori o dedicație frumoasă pentru el. Vă mulțumesc că existați, sunteți minunați, aș dori să dedic melodiile de azi unchiului Petre din Chișlaca, Neluțu din Anglia. Ești cel mai tare unchi. O emisiune frumoasă, cu așa frumuseți de la Bârsa, mult succes pentru Maria Condea din partea colegilor mamei tale. La mulți ani și multă sănătate pentru scumpul meu fiu, Alin Hens din Socodor. Doresc să-i dedic toată emisiunea de astăzi cu mesajul Te iubesc din inimă, mama Ioana din Olari. Pentru toți membrii ansamblului și instructorului, multă sănătate și multă baftă în continuare, Teo și Doru. Dedic întreaga emisiune pentru toate prietenele mele și să le cânte Lucian Miclea. Multă iubire din partea bunicilor Zeni și Dinu pentru sufletelul nostru Maria Condea. Toate melodiile Robertei Tomșa pentru Liliana Tomșa cu ocazia zilei de naștere, care va fi în curând. La mulți ani alături de cei dragi ție, tu și unchiu și Flavi. Felicitări, Roberta, ești cea mai frumoasă și mai talentată. Tu și unchiu și Flavius, te pupăm. Pentru Medana și Denis, vă pupăm Teo și Doru. Felicitări, Maria Condea, ține-o tot așa, mult succes. Ai foarte mulți admiratori din partea lui Magdi. Pentru cea mai scumpă ființă a sufletului nostru, Roberta Tomșa, multe împliniri în viață din partea părinților și a bunicilor. Așadar, pentru toți cei pe care i-am amintit aici, să ne cânte și să ne încânte sufletele, tânăra Vanina Rus. La 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 la
cine n-ai da, 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 da. Îți mulțumim frumos, Vanina, felicitări pentru Vanina Rus, o tânără speranță a folclorului din Arad, felicitări și părinților care o susțin și o sprijină, cu drag se semnează Andrei Șandru. Așadar, felicitări pentru Vanina. De la Alin din Olar dedic toate melodiile de astăzi pentru toată familia mea. Pentru Meda Rus, tu și Mariana, unchiu Petru, te iubim mult din Bârsa. Mărturisesc că în satul Niagra nu se uită nimeni la alt post TV decât la Vest TV. Suntem alături de negrănița noastră, Diana Maria Condia. Suntem mândri de tine, felicitări vecinii tăi. Felicitări, Medana Rus, din partea nașilor. Pentru Meda, multă sănătate și multă baftă, familia Pop din Buteni te pupă. Așadar, pentru toți cei care, iată, au transmis mesaje de urări, mesaje de sănătate, tot binele și din partea noastră. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, doamna Ioana! Vă ascult cu mare drag, doamna Maria! Multă sănătate dumneavoastră, celor din studio, în special de dansatorii de la Drușcerele. Mulțumim frumos! Cred că acolo la Roberta am și eu ceva pus acolo pe cap. Aveți, aveți, într-adevăr aveți. Am vorbit cu bunica și știu că ați intermediat ajutorul. Da, da, da. Pentru Ciurario și Sofia. Să fie sănătoși. Carmen, multă sănătate pentru prietenii noștri, Imi și Mari Gaspar, pentru doamna Elena Drăgoi din Chișinău Criș, Lenuța Tudor din Micalaca, Tati Cantihelo din Arad și pentru ceilalți care vă sună de duminică de duminică, le urăm multă sănătate și cât mai multe bucurii. Vă doresc o duminică plăcută! O duminică frumoasă vă doresc și eu, o pup și pe Lili și trebuie să ne auzim, să stabilim o emisiune, nu ne-am mai întâlnit de multă vreme. Vă pup cu mare drag și să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate alături de toți cei dragi ai dumneavoastră. Aș vrea să spun și să dedic următoarea piesă unei bune prietene de a soacrei mele, doamnei Micula Florica, care îi spunem într-un gând un sincer la mulți ani, deoarece în 11 martie și-a serbat ziua de naștere. Soțul, copiii și nepoții urează tot ce e mai bun și mai frumos în viață. Gândurilor bune de sănătate și de prosperitate se alătură și familia Roxin. Cu toții urăm tot ce e mai bun și tot ceea ce își dorește ea de la viață. Bucurii, împliniri și sănătate pe toate planurile. Așadar, pentru doamna Micula Florica, următoarea piesă, de fapt următorul dans, următorul moment coregrafic și vă invităm din nou, dragii noștri, să urmărim tinerii ansamblului Drușcerile din Bârsa.